Cătălin, bine te-am găsit. Bine ați venit în standul nostru. Da, m-a atras aici un produs foarte special, dar înțeleg că Metigla, nu? Așa se pronunță? Da, 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 Metigla. Este învelitoare. Metigla, de fapt, noi suntem o companie care oferim soluții de închideri de acoperiș și perimetrale aferente obiectivelor care se adresează pieței de rezidențial și pieței de industrial. Aoleu, mai luat așa tehnic. Da, deci, nu, practic, nu pentru tehnic. Acoperișuri, învelitor deci, pentru da, acoperișuri. Da, pentru piața de rezidențial oferim soluții pentru acoperișuri. Acoperișurile adică pentru oamenii, în sine. Pentru da. Casele oamenilor. Pentru casele oamenilor, da, acoperișuri prin diverse soluții. Aici mă refer la partea de diversitatea gamei de produse. Adică avem sunt metalice? Da. Avem acoperișuri de tablă tip țiglă clasică și mai avem acoperișuri de tablă dublu fălțuită. Dar mie mi-a plăcut asta foarte mult pentru că integrează o tehnologie nouă. Da. Că văd că partea asta de învelitori, practic puteți asigura și soluții pentru acoperirea fațadelor. Da, 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 da. Așa. Prezența noastră la acest eveniment este soluția fotovoltaică Falsolar. O soluție inovatoare pe piața din România. Ea face parte din categoria BIPV, adică sisteme fotovoltaice integrate în învelitoare. Soluția este total diferită față de ceea ce știm noi, ce presupune montajul sistemelor fotovoltaice pe o învelitoare existentă. Sistemul BIPV, de fapt, presupune integrarea sistemului fotovoltaic în învelitoarea deja existentă. Da, deci, practic, care arată foarte bine și ca finisaj. Da, adică da. El are un, nu arată ca un panou fotovoltaic. Nu. El arată, este un sistem fotovoltaic inserat pe tablă dublu fălțuită prin procedură de laminare la BRC și are funcționalitatea unui întreg acoperiș, numai o parte din el produce energie. Da, fiind așa, adică nefiind așa lucios, seamănă foarte bine cu restul finisajului. Da. Are același randament? Are același randament ca un sistem fotovoltaic convențional. Tehnologia folosită este monocristalină PERC. Și avem incluse pe partea din spate și diodele de bypass. Pentru necunoscători, tehnologia PERC este tehnologia care optimizează sistemul să aibă un randament de productivitate în condiții de luminozitate scăzută. Tehnologia de bypass presupune bypassarea zonelor afectate sau zonelor umbrite. Adică ce înseamnă bypassare? Bypass, ca la inimă? Nu. Bypass înseamnă că sunt niște diode care sunt legate în serie cu întreg stringul și în panourile noastre avem 3 coloane fotovoltaice și în capătul fiecărei coloane avem câte o diodă care este legată în serie cu întreg sistemul. În momentul în care avem o zonă umbrită a unui panou, dioda de bypass îmi ocolește zona afectată și restul panoului sau restul stringului funcționează minus puterea generată de zona afectată. Acesta este un avantaj foarte mare din punctul ăsta de vedere, pentru că nu mai avem probleme de nefuncționalitate în cazul în care avem o umbrire să ne afecteze funcționalitatea întregului string. Să zicem, Cătălin, că mai mi-ai explicat toate detaliile tehnice, că înțeleg că are randament, că e fiabil. Îl vreau. Cum procedez? Noi oferim consultanța aferentă și ofertarea fiecărui proiect în parte. Tratăm fiecare proiect individual pentru că fiecare proiect are specificațiile lui separate, că cum știm, o casă nu seamănă cu cealaltă. Când vorbim de dimensionarea corectă a sistemului fotovoltaic, dimensionarea se face în baza consumului pe care doriți să-l faceți. Adică în cazul... câte aparate electrocasnice da, avem? Da, ce da. Tip de încălzire vrem ce, să da, facem? Da. Nu? În cazul în care avem o construcție nouă, pentru că nici nu am menționat acest aspect, el este pretabil construcțiilor noi. Și în momentul în care vrem să facem renovare, dar renovare completă, adică să schimbăm toată învelitoarea, el se pretează foarte bine și la placările verticale,
și este un produs care se pretează foarte bine în cazul în care avem renovări de clădiri istorice. Unde avem de multe ori învelitoare din tablă fălțuită. Da, unde avem învelitoare din tablă fălțuită, dar în zonele istorice sau protejate nu avem voie să schimbăm valoarea arhitecturală a clădirii prin folosirea sistemelor convenționale atașate pe învelitoarea existentă, și produsul ăsta se integrează, se potrivește perfect acestor tipuri de soluții pentru că el este integrat. Deci, da, efectiv, nu schimbă valoarea arhitecturală. Dar culoarea va fi întotdeauna închisă? Culoarea va fi întotdeauna neagră, pentru că așa este, așa sunt celulele fotovoltaice. Nu avem cum să le schimbăm. Că vorbeam pe partea de dimensionarea sistemului fotovoltaic, în baza nevoii clientului, în baza orientării casei, orientării din punct de vedere cardinal, în baza formei acoperișului și a metrilor pătrați, noi putem să venim să facem o simulare, o optimizare și un panotaj. Avem un software de calcul în care facem o randare în 3D. Acolo introducem toate datele acoperișului pe baza planului de învelitoare, pentru că acolo vedem pantă, vedem lungimea apei, vedem forma geometrică și, bineînțeles, zonele dacă avem accesorii, de exemplu ferestre de mansardă sau coșuri de fum. Deci produsul ăsta nu poate fi montat în zona unde necesită operațiuni de tinichigerie, pentru că nu avem cum să tăiem în geam. În schimb, produsul ăsta este foarte adaptabil și versatil și se poate utiliza și monta pe toate tipurile de învelitori, datorită faptului că el este disponibil în sistem modular. Adică el vine pe lățime de 540 de mm și avem 3 module disponibile ca și puteri și lungimi. Avem puteri de 115, 145 și 175 W cu lungimile aferente. Cele trei tipuri de dimensiuni ne permit nouă să le optimizăm și să le dispunem pe fiecare casă în funcție de forma ei geometrică. Deci, practic, noi îl tratăm ca un acoperiș de tablă dublu fălțuită, numai că în o anumită zonă el produce energie. În software-ul respectiv, noi punem la dispoziția instalatorului și a beneficiarului un panotaj clar de instalare și mecanic și electric, și, bineînțeles, un estimat de productivitate fotovoltaică, că totuși vorbim și de un sistem fotovoltaic. Și în baza estimărilor pe care noi le facem și a datelor pe care le introducem în software-ul respectiv, el ne emite nouă un estimat de productivitate anuală, dar defalcată pe luni. Din punct de vedere inginerește, că voi sunteți toți în zona asta, ați fost curioși să vedeți, ca și costuri, cum e acest produs care are panourile integrate vis-a-vis de o învelitoare obișnuită peste care se vine cu inginerește sistem. Și dacă facem o comparație reală până la urmă, din punctul nostru de vedere, comparația cu sistemul convențional nu prea este realistă, pentru că vorbim de două sisteme diferite, vorbim de două soluții diferite. Soluțiile BIPV sunt relativ noi pe piața din România și puțin cunoscute. În schimb, pe piața vest-europeană este deja cunoscută și folosită. În mod normal, orice sistem trebuie comparat pe un produs din aceeași categorie. Comparând sistemul ăsta cu un sistem convențional, noi considerăm că nu este comparat mere cu mere. Dar este adevărat, pentru că la estetică, da, nu se compară. Pe lângă asta, noi trebuie să vedem soluția asta ca o soluție 2-in-1. Adică avem și acoperiș, avem și sistem fotovoltaic în același timp. Ca și avantaje, să vorbim un pic despre avantaje. Partea de design, asta o vedem clar cu toții. Asta m-a atras aici. Da. El are o rezistență ridicată de protecție la grindină. Adică a fost testat cu bucăți de grindină de 35 de mm, asta înseamnă cât o minge de golf, care a lovit panoul cu viteze de peste 169 de km la oră. Wow. Are impresionant! Da, are o rezistență mecanică ridicată. A fost testat să reziste la greutăți de zăpadă de peste 600 de kg pe metru pătrat. Sistemul nu are nevoie de mentenanță, pentru că avem toate cablurile sub tablă, nu avem puncte sensibile.
da, practic nu... Da, ele nu sunt expuse la intemperii, nu sunt expuse la zăpadă, nu sunt expuse la ploaie. De fapt, sistemul ăsta trebuie analizat și văzut care este eficiența lui pe, ca și investiție pe termen lung, că totuși vorbim de un acoperiș. Ok, atunci ține... tot inginerește. Ați calculat cam în cât timp, să zicem, s-ar amortiza investiția? Din calculele noastre, pentru un acoperiș cu un sistem fotovoltaic montat pentru un consum normal, investiția s-ar acoperi undeva la între 7 și 8 ani. Așa, eu mă gândeam la 10, dar uite că e mai mic. Da. Dar da, merită din durata unei case. Da. E și extraordinar. Pe lângă avantajele tehnice, că tot vorbim inginerește, vorbim și de garanție. El are o garanție superioară de producție liniară de 25 de ani, în care noi garantăm că sistemul fotovoltaic va produce cel puțin 80% din puterea instalată. Pe lângă asta, el vine în completare cu un acoperiș metalic de calitate premium, pentru că noi Meticla folosim doar materiale de calitate superioară. Și aici mă refer la caracteristicile materialelor pe care le folosim. Mă refer la zinc, mă refer la protecția oțelului și la protecția vopselei de 50 de microni, care ne oferă o garanție de 30 de ani la coroziune și decolorare. Eu în spatele tău am văzut o hartă a Europei și văd că simbolul firmei voastre în România este foarte mare. De ce? Pentru că noi, Meticla, suntem o companie cu capital integral belgian. Suntem în piața din Belgia de 40 de ani și în piața de România încă din anul 2000. Noi deci acoperim... aveți 23 de ani deja. Da, da. Un istoric pe piața din România. Și ceea ce vedeți aici, vedeți area pe care noi acoperim pe partea de oferire a soluțiilor noastre. Dar în România există și producție? Da, în unitatea de producție este în Ceptura Prahova. Da. Și acolo ce se întâmplă? Se fabrică pur și simplu țigla? Adică acolo se fabrică absolut toate componentele noastre, toate componentele inclusiv noastre. Inclusiv panourile? Nu, panourile sunt fabricate de către partenerul nostru Brufi Solar în Estonia. Am înțeles. Și la noi, acolo în Prahova, se asamblează? La noi în Prahova producem doar elementele complementare, elementele pasive, cum ne spunem noi. Am înțeles. Tot ce înseamnă partea de învelitoarea metalică, accesorii, piese de finisaj, da, etc. Asta cumva nu se traduce și într-un beneficiu vis-a-vis de costuri, faptul că există și o unitate de producție aici la noi? Da. Există un beneficiu pe partea de costuri, pentru că avem producție în România, avem o gamă largă de producție, unitățile noastre de producție sunt complet automatizate și robotizate. Avem 3-4 linii de profilare de țiglă metalică, suntem producători pe partea de soluții de industrial, pe panouri sandwich cu rezistență la foc, cu vată bazaltică, suntem producători de profile zincate. Acum că am văzut fațada asta, mi-am adus aminte că voi aveți și închiderile acestea, da? Că asta mi-a așa atras atenția. De exemplu, la o casă care nu are pantă, care are o formă mai, nu știu, paralelipipedică. Panourile pot fi montate pe fațadă? Panourile, da, pot fi montate pe fațadă. Asta e foarte interesant. Da, este foarte important. Practic, unde putem să montăm tabla dublu fățuită, acolo putem să montăm și panourile fără probleme. De aceea spuneai de consultanță, nu? Că prima dată vreți să aveți un proiect pe baza căruia să puteți să calculați eficiența și randamentul. Da, da. Îți mulțumesc foarte mulțumesc mult, am aflat eu multe lucruri interesante. A fost o onoare să te cunosc.